Aia Domnului Iisus. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. E bine, frați și surori, predica mea se încheie aici, dar vreau să vă ridicați în picioare și vreau să lanț o rugăciune, dacă îmi permiteți, frate. Eu nu vă cunosc cine sunteți dumneavoastră. Poate sunteți prieteni, poate vreți să-L primiți pe Domnul, poate veniți la adunare. Te cheamă Iisus de la balcon de acolo de unde ești. Dacă vrei să-L primești pe Iisus, la această rugăciune te cheamă Iisus să vii în față să-L primești. Tată din cer, te rog în numele lui Iisus. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Dar în îndurarea ta la iertare, cheamă la pocăință, cheamă la eliberare, prin puterea Sfântului. Doamne, coboară-te prin Duhul Sfânt. Cercetează orice inimă. Doamne, ridică-ți poporul. Ridică-ți, Doamne, poporul în urma pășunii tale. Lasă foarte tău să curgă. Lasă Duhul tău. Cercetează adunarea Betel, cercetează cetatea, ridică bolnavul, ridică văduva, ridică orfanul, ridică săracul, lasă farul tău să curgă, lasă farul îndurării să curgă, cheamă la pocăință, cheamă la eliberare, prin puterea sângelui de eliberare, aleluia, te cheamă Iisus, dacă vrei să te împaci cu Iisus, e ziua în care trebuie să te împaci, lăudat să fie Domnul. Te cheamă, tinere, nu zăbovi. Dacă vrei să-L primești pe Iisus, poate ai 2, 3, 5 ani la adunare și vii și nu L-ai primit. Eu nu te cunosc, dar El te cunoaște. E ziua în care îți dă grațiere și eliberare prin puterea sângelui. Vino și primește-L pe El și nu regreta ziua în care Iisus ți-a vorbit. Aleluia! Te cheamă Iisus. E ziua în care va scrie în dreptul tău eliberare prin credință. Amin. Du-te cu Iisus acasă.